Apele au măturat tot în calea lor, șuvoaiele au intrat în curțile și gospodăriile oamenilor, iar din cauza precipitațiilor abundente, un pod a fost pur și simplu spulberat de ape. Treaba a fost că a fost lovitură bruscă. N-a fost așa. Venit o dată, secundă, că aveam niște raze acolo, în spate și am vrut să mă duc să le scot. Norocul că nu m-a dus, că mă prindea și acolo. Cineva sau unde te duci, s-a certat cu mine. Au murit din ele, le-a prins, asta a A intrat prin curte și la noi prin beciu și la noi. Deci tot au murit și nu dau. Au murit. Asta e. Dar aici a spus, așa ceva, nu. A fost ceva care nu am văzut niciodată. Numai, vă spus, când de vine viitura, deci 2-3 metri, acela zi l-a fost. Fracțiune de secundă. A fost ceva de groază. Viitura a fost atât de puternică încât a luat și mașina unui localnic pe care a distrus-o în totalitate. Autoturismul a fost găsit la un kilometru în aval. A fost ceva, cum să vă spun, numai la tsunami se vede. Odată a venit așa brusc, păi pe m-am dus să-i dau telefon, când m-a uitat mașina a dispărut. Și am zis, domn doctor, scoase mașina, nu. Păi și când colo mașina a fost luată pe apă. Când a dat de a venit ploaia torențială, m-am uitat mașina pe pod. Și hop, am văzut apa puțin pe pod și am dus să nu pe doctor, treacă mașina. Păi până mă duce acasă, dau telefon, că mă uit, dispărută mașina. Și a spus nevasta, mă, nu, doctorul, mașina așa de repede. De unde? Doctorul s-a dus să ia cheile. Bine că n-a fost, că murea cu mașina cu tot. Pompierii au fost solicitați de mai multe ori la Turcinești pentru a le scoate apa din curți și a salva animalele prinse de viituri.